Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea cu cărțile pe față. Știți că de o bună perioadă de timp avem și prefect, dar și subprefect nou. E bine, pentru că sunt foarte multe lucruri care ne preocupă în ceea ce privește județul Maramureș, l-am invitat astăzi în studioul nostru pe domnul avocat Vasile Moldovan, prefectul județului Maramureș, pentru prima dată la această emisiune. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit pe noastră și telespectatorii care vă urmăresc. Domnule avocat, deși prefectul este o funcție apolitică, numirea persoanei se face de către un guvern politic emanat de partidul sau coaliția care a câștigat alegerile generale. Care au fost argumentele care au stat la, care au determinat nominalizarea și dumneavoastră și dacă propunerea a venit pe filiera politică? După cum bine știți, legea prefectului vizează ca și funcție numirea unui înalt funcționar public. Însă, de-a lungul timpului s-a dovedit că nu este cea mai bună soluție, în sensul în care se și lucrează acum la noul cod administrativ, unde calitatea de prefect nu va fi condiționată de cea a înaltului funcționar public, ci se va desemna, va avea, prefectul va avea calitatea de demnitar, pentru că aceasta este și esența constituțională a prefectului, reprezentantul guvernului pe plan local. Dar, având în vedere dispozițiile legii 340/2004, românii fiind inventivi, au găsit această soluție cu detașarea pe perioadă determinată în condițiile legii, inventiv, dar și în același timp acoperiți de dispozițiile legale. În calitatea mea de avocat nu puteam fi numit ca și prefect, în sensul în care am susținut un examen la Ministerul Transporturilor, am calitatea de funcționar public, angajat în Ministerul Transportului pe funcție de expert. După o anumită perioadă de timp, s-a dispus detașarea mea. Deci sunt pe perioadă determinată, detașat în condițiile legii, deci nu sunt ca și titular. Dar la propunerea cuiva sau cum s-a întâmplat? La propunerea guvernului din teritoriul... Care este politic. Politic, ales. Sigur, așa este, politic. Adică, da, să se știa că ați fost sau am fost membru PSD. Da, deci până la ocuparea funcției, până la ocuparea prin concurs a funcției publice de expert în cadrul Ministerului Transportului, am fost membru PSD. Sunt membru PSD din, am fost membru PSD din 2012 și când am și ocupat funcție consilier local în cadrul Consiliului Local Sighet, al doilea mandat ca și consilier local, dar ulterior mi-am dat demisia din partid și ocupă în prezent funcție de prefect. Pentru că aici, iarăși, a fost o problemă și cu ceilalți prefecți, pentru că toți spuneau nu au fost puși politic. Ba da, erau puși la o sugestie a cuiva pe linie politică venită până la urmă. Deci este o realitate. Guvernul care conduce. Că prefectul nu poate să fie într-un partid, asta e altceva. Da, deci este o realitate națională până la urmă. Deci, v-am spus, se lucrează la modificarea legii în prezent. Poate că ar fi mai bine. Ce anume v-a recomandat pentru această funcție? Probabil și experiența profesională, avocat din 1999, precum și experiența politică, să zic, în administrație, fiind consilier local, așa cum am spus și anterior, din 2012 și până la momentul demisiei în luna mai anului 2017. În orice stat cu democrație consolidată, criteriul stabilității este definitorul și cred că știți și dumneavoastră. Maramureșul a avut după 1990 16 prefecți și 8 președinți de consilii județene. Cum explicați faptul că nu se respectă conceptul inițial al legiuitorului care milita pentru profesionalizarea funcției de prefect și fac trimitere la ordonanța 179 din 2005, poziție care trebuia ocupată prin concurs și nu prin numire politică sau guvernamentală temporară? Așa este, dacă ați referit la consilierii județeni, aceștia sunt aleși fie de către direct de populație, fie de către Consiliul Județean, de aceea avem de-a face doar cu un mandat de 4 ani. În schimb, în funcția de prefect și la nivelul întregii țări este aceeași problemă. Sunt județe care au avut 23 de prefecți, deci mai mulți decât Maramureș, și totuși la noi a fost o anumită stabilitate din acest punct de vedere. Însă așa cum am discutat și anterior, am portat la faptul că prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local și are în principalele atribuții realizarea obiectivelor cuprinse în planul de guvernare și dispun măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, este o situație improprie pe actuala lege, ca acest deziderat, acea
atribut a prefectului să fie îndeplinit în, în mod, să zic, cât de cât real. Se vorbește despre o dublă dimensiune a funcției de prefect, una tehnică și una politică. Nu cumva există un conflict evident între prefect ca reprezentant al puterii, adică al guvernului politic, și pe de altă parte cea de reprezentant al autorității statului în județ? Ce părere aveți? La mine nu este un conflict între aceste calități. Oricum, ca și prefect, atât ca reprezentant al guvernului, dar ești supus Constituției și legilor și urmărești aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, ordonanțelor, a hotărârilor de guvern. Practic, nu ești pus în situația de a comite anumite abuzuri. Tocmai aceasta este și menirea noastră, de a urmări respectarea legilor, a Constituției, de către autoritățile locale, de către cetățeni, de către instituțiile descentralizate la nivel local. Practic, în noul cod administrativ, noi am militat și am făcut demersuri prin Asociația Prefecților și Prefecții din România pentru înființarea unui post de secretar la nivel de prefectură. Din legislația existentă anterior, apariția legii 340/2004, a existat această funcție la nivelul prefecturii, tocmai pentru a asigura această continuitate despre care a spus și dumneavoastră. Cred că această continuitate s-ar putea implementa prin înființarea unui post de secretar al prefecturii, care să aibă calitate de funcționar public, eventual chiar calitate de înalt funcționar public, cum este în prezent prefectul. Oricum, cu privire la această problemă s-au purtat discuții destul de aprinse. În opinia mea și altor colegi, acel post de secretar de prefectură ar trebui să aibă studii juridice și să fie în raport direct cu secretarii de primării. Așa cum, după cum bine știți, secretarii de primării au această obligație de a fi juriști, da. Și cred că acesta ar fi menirea și a secretarului de prefectură. Și atunci s-ar asigura și continuitatea despre care am făcut vorbire anterior. Acum, având o întrebare suplimentară, toți secretarii primăriilor sunt la ora actuală juriști? Majoritatea dintre ei... Cât la sută, domnule prefect? Cred că undeva 80% sunt juriști. Pentru că sunt și acuz la anumiți secretari că încalcă legea, adică nu știu ce decizii au și pe ce semnează. Și am prezentat cazuri și pe post la noi. Sunt juriști prin esența legii, că nu s-au ocupat funcție de secretar, este o altă problemă. Deocamdată când se mai organizează concursuri, se caută personal, acum s-au și majorat salariile și cred că va deveni totuși un post atractiv cel de secretar de OAT, de comună, oraș sau județ. Funcția de prefect presupune profesionalism, experiență, dar și pregătire administrativă. Cum se regăsesc cele trei atribute în persoana dumneavoastră și dacă aveți absolvit vreo formă de specializare? Și aș vrea să ne spuneți câte ceva despre experiența dumneavoastră în administrația publică, în afară de cea menționată ca și consilier. Deci, în perioada 1997 a urmat cursurile Facultății de Drept din Iași, iar printre materiile care le-am studiat în facultate a fost și cea de drept administrativ, ocazie cu care am și efectuat stagii de practică la prefectura Iași în acea perioadă. Bineînțeles, atunci a fost primul contact cu administrația. Ulterior, prin calitatea mea de avocat, am și lucrat în contencios administrativ. Am reprezentat diverse instituții publice, mă refer primării, consilii locale în instanțe de judecată sau împotriva acestora. Deci, cred că din punctul acesta de vedere, dreptul administrativ, chiar dacă nu putem afirma că îl cunoaștem 100% pentru că este un domeniu vast și ca și legislația noi este foarte stufoasă în acest segment, de aceea și la nivelul prefecturii există un birou juridic specializat cu aceste atribuții, cuprind un număr de 9 posturi. Este o muncă foarte, foarte greoaie, foarte nevoioasă, însă tot timpul trebuie să fii la curent cu modificările legislative. De aceea, și în opinia mea, chiar dacă, să zic, prefectul nu este de natură juridică, ar fi necesar de un secretar cu această pregătire, un liant, practic, între prefect și instituțiile statului, pentru că acesta este și menirea prefectului. Să asigure legalitatea. Sigur, până la urmă, legalitatea
actelor juridice care se efectuează în... În percepția cetățeanului, oricum, prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, un personaj, cum spun anumiți cetățeni, decorativ, care participă la ceremonii festive, primește onorul și rostește cuvântări formale, uneori politicianiste. De ce credeți, domnule prefect, că există această imagine simplistă în condițiile în care a fi prefect înseamnă sau ar trebui să însemne mult mai mult? Posibil imaginea instituției prefectului și imaginea prefectului a fost foarte mult mediatizată, dat fiind și în conjunctura acestuia de un alt funcționar public. Practic nu este o persoană politică, până la urmă, potrivit dispozițiilor legii și atunci este pus în umbră, să zic undeva, față de cei care sunt angrenați politic în administrație. Însă această instituție a prefectului ar trebui recredibilizată și inclusiv prin acest cod administrativ se poate da o notă reală, o valoare reală a ceea ce înseamnă de fapt funcția de prefect. Dumneavoastră ați preluat actuala poziție la finele lunii iulie 2017, fiind numit temporar în funcție prin hotărâre de guvern, așa cum ați spus și noastră, pe perioadă determinată. Domnule Moldovan, a avut loc și faptic o predare, primirea funcției alta decât ședința formală în prezența unui secretar de stat? Ce inventar ați preluat de la fostul prefect? Vreau să ne spuneți, mă refer la problematică, mă refer la aparatul de specialitate și, evident, aspectele financiare ale instituției. Sigur, înainte de a avea loc acea predare oficială, a avut loc întâlnire cu fostul prefect, domnul Lupuți, cu domnul subprefect Anton, mă scuzați, Ardelean, Gaviș Ardelean, într-un cadru oficial la biroul prefectului, ocazie cu care s-au predat pe lângă spațiul propriu-zis, s-a prezentat și un document, un raport al activității, un bilanț a problemelor, obiectivele strategice pentru Maramureș pentru acest an și obiective pe care vi le-ați asumat să le continuați? Sigur, pentru că fac parte din planul de guvernare și plus fac parte din viața noastră de zi de zi cu problemele administrației publice locale cu care ne confruntăm, așa cum am spus, zilnic. Fostul prefect a fost prea puțin cunoscut de către populație, mai multe ieșiri având mai degrabă domnul fost subprefect, dar domnul Lupuți nu a avut nicio ieșire publică în mass media timp de 18 luni și putea să iasă și dânsul. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule prefect, printre obligațiile instituției se specifică asigurarea legalității, de care spuneam adineori, obiectivității, imparțialității, orientarea spre cetățean și, nu în ultimul rând, transparența din administrația publică. Cum aveți dumneavoastră de gând să procedați în comunicarea publică și dacă aveți o strategie în acest sens? Sigur, ieșirea aceasta este un exemplu bun. Vă gândiți cum veți acționa pe viitor? Încă de la momentul instalării mele m-am gândit la acest aspect raportat și la principiile care reglementează activitatea prefectului și pe care dumneavoastră le-ați enumerat. În prima fază am numit noua cancelare a prefectului. Fac parte doi din foști membri ai cancelarei și de pe vremea domnului prefect Lupuț. Și am discutat cu aceștia relația cu mass media. Din păcate, așa cum bine știți, cum bine se cunoaște, a avut loc o descindere la prefectura Maramureș prin composesoratul Borșa și acesta a fost primul contact practic cu mass media din Maramureș. Desigur, nu am avut o reacție, să zic, negativă, deși în particular le-am sugerat reprezentanților mass media că nu au procedat corect și nu au solicitat și un punct de vedere al instituției prefectului privind la această temă. Dar le-ați dat într-un final. Le-am dat, sigur, le-am dat. Și a fost publicat, a fost difuzat. Sigur, a fost publicat, au înțeles situația. Ei aveau o altă informație, de o altă natură, de o altă factură. Însă, până la urmă, lucrurile au fost tranșate în punct de legal și transparent, așa cum ați și remarcat și dumneavoastră.
Faptul că a avut loc așa întâlnire, să zic, neplăcută, într-un cadru, să zic, foarte bine, să zic, stabilit, așa, sau prin alte, nu știu cum să... Nu a fost organizat. A organizat, așa. Eu am înțeles, în primul rând, relația cu presa, au acces la ședințele care au loc în cadrul prefecturii. Au acces la colegiul prefectural, la întâlnirile convocate de prefectură. Sigur. Cu secretarii primărilor, cu primarii. Da. Sigur, deci... Dar poate, adică e nevoie și mai mult, nu că poate. E nevoie a fost, a fost și în birou la mine, pe diverse probleme care s-au ivit, le-am răspuns pozitiv, inclusiv după evenimentele neplăcute din 17 septembrie 2017. Și acea situație pe care am trecut, am fost nevoiți să trecem noi ca și județ și prin urmă furtuna ca și țară. Care a afectat acea furtună și eu și atunci le-am spus celor care au care au vizitat instituția prefectului, inclusiv după deplasarea la în comuna Boiu Mare, am spus că ar fi fost bine ca cele detalii pe care le-am oferit despre Boiu Mare să le am de la dumnealor. Pentru că rolul presiei, rolul mass mediei trebuie să fie și constructiv, nu mai destructiv. Și atunci, dacă sunt anumite lucruri, anumite neregularități care sunt sesizate către mass media, ar fi bine să fie prezentate și instituției prefectului. Au fost, nu pot să neg, au fost câțiva jurnaliști care mi-au adus la cunoștință anumite aspecte, care s-au confirmat sau sunt... Adică dumneavoastră propuneți un dialog, cu presa, da? Deci aveți deschidere față un dialog de, constructiv, deci mă refer la acest aspect. Pentru că, până la urmă, noi toți trebuie să conlucrăm pentru cetățean. Noi, ca și instituție și dumneavoastră, ca și mass media, sunteți în relații directe cu cetățenii, le cunoașteți problemele și m-aș bucura tare mult să aflu și la dumneavoastră problemele cu care se confruntă cetățenii și conlocuitorii noștri. Pentru că ați vorbit de composesorat și chiar mi-am trecut ca temă de discuție, dar mai spre final, o să abordez acum acest aspect, pentru că Maramureșul are câteva probleme majore a cărei rezolvare trenează de prea mult timp fără să se ajungă la un rezultat. Sigur, nu avem pretenția să vă substituiți justiției, nu aveți acest drept, dar cum veți acționa dumneavoastră în problema composesoratului din zona Borșa? Sper că știți că fostul prefect a secretizat o ședință publică legată de această temă, în condițiile în care era vorba despre 17.000 de hectare de pădure. Poate de aceea și reacția presei. E normal să aibă o asemenea reacție când a fost secret subiectul. Așa este. Deci în acea zi i-am solicitat executorul judecătoresc și domnul avocat care însoțea un răgaz pentru a studia și o problematică, fiind investit recent în funcția de prefect, dumnealor inițial au fost de acord, după care au acționat în consecință. La acel moment, noi am avut o hotărâre judecătorească prin care era asistată executarea silită împotriva primăriei, era suspendată executarea silită, viza o anumită sumă de bani, anumite penalități pe care instituția prefectului a fost obligată să o plătească composeratorul pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin acea hotărâre judecătorească care vizează 17.000 de hectare de teren. Însă, ulterior, am aprofundat mai mult problema și avem de-a face, desigur, cu anumite ilegalități care s-au săvârșit de-a lungul vremii. În primul rând, vorbim de un composesorat la origini înainte de anul 1945 și de două composesorate înființate ulterior anului 1989. Un composesorat Cisla, care a dobândit drepturile de proprietate pe cele 6.000 de hectare cât se cuveneau composesoratului, membrii acestora, printre membrii acestora, fându-se și domnul Albu și domnul Mihali, iar ulterior acei doi membri au mai înființat un composesorat pe aceeași structură, composesoratul Borșa, și în baza acelorași acte au dobândit de această dată 17.000 de hectare de pădure, culmea la judecătoria Alești. Ei au solicitat strămutare dosarului la Alești, tocmai pentru, pe considerentul că cei de la Vișeu, cei autoritățile locale cunoșteau faptul că a fost un înființat composesorat și și-au redobândit drepturile de proprietate. Însă, nu știu ce s-a întâmplat, acea hotărâre judecătorească a rămas definitivă, irevocabilă și practic are puterea de lucru judecat. Noi nu mai putem interveni în acea hotărâre judecătorească, de aceea am cerut sprijinul
altor autorități, s-au făcut și plângeri penale, s-a sesizat și toate organismele din România care pot să ne acorde sprijin. În momentul de față există pe rolul instanțelor procese de revizuire, revizuind acea hotărâre. La un moment dat, poate cunoaște sau nu, s-a admis cerere de revizuire împotriva hotărârii de la Lejde, dar în calea de atac, doamna secretar de atunci a Comunei Borșa, care surprinzător sau nu este în prezent secretară a composesoratului, s-a prezentat personal în fața instanței și a declarat că renunță la cererea de revizuire. Deci, stați puțin, doamna secretar de atunci, este în prezent secretara primăriei de atunci. Așa, da? Este în prezent secretara composesoratului Borșa. Secretara composesoratului. Da, secretara composesoratului. Da. Și, interesant cum merge. Așa, și s-a prezentat în instanță, fără a avea un mandat expres din partea primarului, a Comisiei Locale de Fond Funciar, și a declarat expres că renunță la cererea de revizuire, sens în care a rămas hotărârea în vigoare. Cam acesta este pe scurt povestea composesoratului, însă, ca o paranteză, au existat două procese mari de punere în posesie pe cele 17.000 hectare în 2005-2006, iar în baza celor procese verbale, Comisia Județeană de Fond Funciar, în luna ianuarie 2017, a emis titlul de proprietate. Însă, deși există un titlu de proprietate, ei nu pot să-l opereze în registrele, nu fi la oficiul de cadastru. În momentul în care au demarat procedurile de a înscrie dreptul de proprietate asupra suprafeței dobândite prin titlul de proprietate, cei de la cadastru au constatat o suprapunere cu alte titluri de proprietate emise altor persoane și inclusiv acel composesorat despre care v-am vorbit la început, da, care au dobândit proprietate pe 6.000 de hectare. Dumnealor au venit, au solicitat înscris Comisiei Județene de Fond Funciar anularea titlului de proprietate și emiterea unui nou titlu pe un alt amplasament. Însă le-am comunicat că au posibilitatea de a solicita în instanță acest lucru. Noi ne-am îndeplinit obligațiile prevăzute de hotărârea judecătorească de la Lejde, respectiv s-a emis titlul pentru cele 17.000 de hectare. Bun. Și ce urmează mai departe? Păi, urmează, așteptăm alte procese. Este acel proces de revizuire, avem o plângere penală la DNA Cluj, care este în lucru, avem, s-a început urmărirea penală în dosarul de deșinere la prefectură, împotriva executorului judecătoresc, urmează să vedem dacă sunt și alte persoane responsabile, urmează să fiu chemat la... Sechestrul la Borșa este în continuare. Știm că nici copiii de la cele două școli, parcă de acolo, nu au cu ce să circule, părinții abia se descurcă. Probabil că știți sau nu știți. Știu situația. Da, a fost pus sechestru inclusiv pe microbuzul școlilor. Acolo am discutat cu reprezentantul OAT-ului, cu domnul primar Timiș. Le-am sugerat și le-am indicat că ar fi bine să angajeze un avocat, au trei de consiliu local prin care urmează să angajeze, s-au angajat avocat din câte am înțeles, pentru că sunt probleme care necesită anumite specializări în anumite domenii, respectiv pe fond funciar. Cum se poate descurca în momentul de față primăria din Borșa cu aceste sechestre? Deocamdată am observat că face lucruri bune domnul primar acolo, asfaltează străzi, este un proiect cu o nouă pârtie de schi, plus proiectul cu DN18 care continuă. Este un om gospodar și deocamdată văd că găsește resurse și să meargă înainte. Dar sper ca până la urmă și autoritățile statului în speță, instanțele să deblocheze situația creată acolo. În cât timp estimați, având în vedere că sunteți și avocat, în cât timp estimați rezolvarea acestor probleme în zonă? Nu, ca și durată, cred că va mai dura ceva. Știți cum merge justiția în țara noastră? Poate să trâneze ani de zile. Justiția merge bine, dar trebuie și în fața judecătorului sau în fața justiției, trebuie să și aduci probe, argumente și eu cred că până la urmă se vor rezolva problemele, chiar dacă va mai dura câțiva ani. Important este, așa cum am spus, primăria Borșa să poată să-și continue activitatea, să poată să-și onoreze obligațiile față de furnizor, față de anumite probleme. Până la clarificarea situației de a întregul. Ne oprim pentru o pauză de publicitate, după care revenim și cu alte probleme care sunt în județul Maramureș.